Decizie de ultimă oră a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj. Instituția a decis să suspende autorizația de mediu a depozitului ecologic de la Târgu Jiu. Practic, potrivit deciziei APM Gorj, la groapa de gunoi din Târgu Jiu nu vor mai putea fi aduse deșeuri începând cu data de 23 martie. Primăriile au fost înștiințate de către APM Gorj că nu vor mai putea trimite gunoaiele la Târgu Jiu, fiind nevoite să facă demersuri pentru a putea trimite gunoaiele colectate în alte județe. Primăriile care trimiteau gunoaiele colectate la Târgu Jiu au fost înștiințate de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj să facă demersuri pentru a trimite deșeurile în alte județe. Având în vedere că începând cu data de 23 martie 2021 se suspendă autorizația integrată de mediu și implicit desfășurarea activității depozitului de deșeuri din Târgu Jiu, operat de SC Polaris Mediu SRL, vă rugăm a efectua toate demersurile necesare ca deșeurile colectate pe raza județului Gorj să fie eliminate la un alt depozit autorizat din județele limitrofe, a transmis APM Gorj către primăriile care aduceau gunoiul la Târgu Jiu. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că a găsit soluții și asigură pe cetățeni că nu vor fi îngropați în gunoaie. Am avut o primă întâlnire cu un operator și cu una dintre primăriile de lângă Târgu Jiu. Am primit acceptul, ceea ce înseamnă că pot să le dau o veste bună târgujenilor. Nu vor rămâne sume ormane de gunoi în perioada imediat următoare. Soluția pe care am găsit-o împreună cu Bogdan Bijinaru, viceprimarul municipiului, și cu domnul director tehnic Ionescu, este deja soluția pe care sunt sigur că o putem adopta în perioada imediat următoare într-un termen atât de redus, de 7 zile. Decizia APM Gorj poate fi atacată în instanță.